Dragii mei, suntem din nou împreună. Este un nou început. Este luna august. În ianuarie părea așa de departe luna aceasta. Acum suntem în interiorul ei. Este cina Domnului și am venit aici cu toții, cu mari, cu mici, să ne închinăm lui Dumnezeu. Viața noastră trece și se îndreaptă spre o anumită direcție. Dumnezeu întotdeauna ne învață că direcția trebuie să fie cerul. Avem foarte multe percepții care ne abat de la această direcție și omenescul din noi trage în altă parte. În dimineața aceasta suntem din nou la masa Domnului, ea nu masa bisericii, este masa Domnului, ea este servită în biserică, dar masa este a Domnului și fiecare persoană născută din nou și botezată în apă, adică mântuită, este invitată la masa Domnului. Înainte să citim din cuvântul Domnului, vreau să anunț corul că de la 5 și jumătate vor avea repetiție și de asemenea corul de fete de la 5 și jumătate vor avea repetiție. Aș vrea să citim din cuvântul lui Dumnezeu uh, un spațiu mai lung al Bibliei, ba chiar foarte lung. Și să o că este nevoie să citim tot textul acesta din Biblie, ca mintea noastră să aibă un fond biblic suficient pentru a înțelege predica din această dimineață. Vă invit să stați în picioare și să deschidem Bibliile în Evanghelia după Ioan, capitolul 6. Evanghelia după Ioan, capitolul 6. După aceea, Isus a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. O mare gloată mergea după el, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi. Isus s-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii săi. Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape. Isus și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâine ca să mănânce oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă. Filip i-a răspuns, pâinile pe care le-am putea cumpăra cu 200 de lei, n-ar ajunge ca fiecare să capete puțin el din ele. Unul din ucenicii săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, i-a zis, este aici un băiețel care are 5 pâini de ori și 2 pești, dar ce sunt acestea la atâția? Iisus a zis, Spuneți oamenilor să șadă jos. În locul acela era multă iarbă. Oamenii au, sejut, au șezut jos în număr de aproape 5.000. Isus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pești, cât au voit. După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor săi, strângeți fărămiturile care au rămas ca să nu se piardă nimic. Le-au adunat deci și au umplut 12 coșuri cu firimiturile care rămăseseră de, de la cele cinci pâini de orez după ce mâncaseră toți. Oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuse Isus ziceau: Cu adevărat acesta este prorocul cel așteptat în lume. Isus fiindcă știa că au de gând să vină să-l ia cu sila ca să-l facă împărat s-a dus iarăși la munte, numai el singur. Când s-a înserat, ucenicii lui s-au coborât la marginea mării, s-au suit într-o corabie și treceau marea ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase și Isus tot numai venise la ei. Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată. După ce au vâslit cam 25 sau 30 de stadii, văd pe Iisus umblând pe mare și apropiindu-se de corabie și s-au înfricoșat. Dar Iisus le-a zis, eu sunt, nu vă temeți. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a susit îndată la locul spre care mergeau. Norodul care rămăsese de cealaltă parte a mării băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Iisus nu se suise în corabia aceasta cu ucenicii lui, ci ucenicii, ucenicii plecaseră singuri cu ea. A doua zi sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, de par, după ce Domnul mulțumise lui Dumnezeu. Când au văzut noroadele că nici Iisus, nici ucenicii lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbile acelea și s-au dus la Capernaum să caute pe Iisus. Când l-au găsit, dincolo de mare, i-au zis, Învățătorule, când ai venit aici? Drept răspuns, Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâinile acelea și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care... Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă dă Fiul omului. Căci Tatăl, adică însuși Dumnezeu, pe El l-a însemnat cu pecetea Lui. Ei i-au zis, ce să facem ca să săvârșim lucrurile Lui Dumnezeu? Iisus le-a răspuns. Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Ce se faci tu deci? I-au zis ei, ca să-l vedem și să credem în tine. Ce lucrezi tu? Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat, vă spun că Moise nu va da pâine din cer, ci tatăl meu vă da adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viață. Doamne, i-au zis ei, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Dar v-am spus că m-ați văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, că și m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Iudeii cârteau împotriva lui pentru că zisese, eu sunt pâinea care se coboară din cer. Și ziceau, oare nu este acesta Iisus fiul lui Iosif, pe al cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice el, eu m-am pogorât din cer? Iisus le-a răspuns, nu cârtiți între voi, Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl, care m-a trimis și eu îl voi învia în ziua de apoi. În proroci este scris, toți vor fi învățați de Dumnezeu, așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de acela care vine de la Dumnezeu. Da, acela a văzut pe Tatăl. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine are viață veșnică. Eu sunt pâinea vieții. Părinții voștri au mâncat mană în pustie și au murit. Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau, cum poate omul acesta să ne dea lui să-l mâncăm? Iisus le-a zis, Adevărat, adevărat vă spun că dacă nu mâncați trupul fiului omului și dacă nu beți sângele lui, n-aveți viață în voi înși vă. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are viață veșnică, căci trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu este cu adevărat o băutură. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu rămâne în mine și eu rămân în el. După cum tatăl care este viu m-a trimis pe mine și eu trăiesc prin tatăl, tot așa cine mă mănâncă pe mine va trăi și el prin mine." Astfel este pâinea care s-a coborât din cer. Nu ca mana pe care au mâncat-o părinții voșii și totuși au murit. Cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac. Iisus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăța pe oameni în Capernaum. Mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Iisus, care știa în sine că ucenicii să-i cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis, Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de potignire, dar dacă ați vedea pe fiul omului suindu-se unde era mai înainte. Duhul este acela care dă viață, carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață, dar sunt unii din voi care nu cred, căci Iisus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-l vândă și a adăugat. Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la mine dacă nu i-a fost dat de tatăl meu. Din clipa aceea, mulți din ucenicii lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu el. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele veții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus i-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul din voi este un drac. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simona Iscarioteanul, că cele avea să-l vândă. El, unul dintre cei 12. Amin. Mulțumesc pentru răbdare, scumpii mei, vă invit să vă reașezați. În istoria vieții noastre va exista ziua de astăzi, cu toată investiția lui Dumnezeu și cu toată reacția noastră. Investiția lui Dumnezeu este profundă, desăvârșită, totală, infinită. Reacția noastră este așa cum vom reacționa fiecare dintre noi. N-am mai predicat de mult la cina Domnului, este o mare onoare pentru mine să spun acum acest cuvânt pentru sufletele noastre. Este un cuvânt frumos din Cartea Domnului, un cuvânt bogat, însă nu este ușor de înțeles. Evanghelia după Ioan este diferită de celelalte trei, Matei, Marcu și Luca. Celelalte trei sunt numite sinoptice, adică asemănătoare. Evanghelia după Ioan este diferită nu în conținut, ci în formă. Este diferită și în metodă. Sinopticii, adică Matei, Marcu și Luca, surprind cam aceleași lucruri. Ioan îi completează. Ioan e mai teologic, Ioan este mai practic, este mai academic. Capitolul 5, de dinaintea capitolului pe care noi l-am citit astăzi, surprinde activitatea spirituală a Mântuitorului în Ierusalim. Capitolul 6 surprinde activitatea Mântuitorului în Nord, în Galileea, în județul Galileea, acolo unde era marea, lacul, Ioan trece de la capitolul 5 la capitolul 6, adică de la activitatea în Ierusalim la, la activitatea în Galileea, fără să explice trecerea aceasta. Și trecerea aceasta înseamnă o jumătate de an. Dar Ioan nu surprinde lucrul acesta, pentru că el nu a putut să surprindă toate lucrurile, ci doar ceea ce a trebuit. Doar versetul 1 din capitolul 6 spune. După aceea Iisus s-a dus dincolo de Marea Galilei, numită Marea Tiberiadei. După aceea, această expresie înseamnă o jumătate de an. Marea aceasta din nord avea mai multe denumiri. Ioan folosește una dintre denumiri, denumire pe care nu mai folosesc ceilalți trei evangeliști. Ioan preferă Marea Tiberiadei. Ceilalți spun lacul Genezaret sau Marea Galilei. Niciunul dintre ei nu folosește expresia Marea Tiberiadei, numai Ioan. De ce Ioan folosește Marea Tiberiadei? Unul dintre marile orașe din jurul mării acesteia, în partea de est, erau 10 orașe, de aceea ținutul se numea Decapole, Deca, de la 10, în grecește. Orașele acestea erau înființate de greci și erau locuite de greci. În partea de vest era Capernaum și Tiberiada, ambele orașe mari. Tiberiada însă fusese construită de Irod Antipa, în cinstea lui Tiberiu, regele de la Roma, de fapt împăratul de la Roma. Între 17 și 22 era noastră Domnul Iisus, el a construit această cetate și a închinat-o împăratului său. Dar a construit această cetate pe un cimitir. Și Orice evreu care intra în cetatea aceasta, șapte zile devenea necurat. Domnul Iisus niciodată n-a intrat în Tiberiada. Este interesant că Ioan, în capitolul 21 și în 20, 20 cu 30 și 21 cu 25, remarcă că semnele pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos, dacă ar fi scrise toate, n-ar avea loc în cărți. Și în ciuda faptului că Ioan tot vorbește că Domnul a făcut multe semne, până în capitolul 5, el prezintă doar două. El în mod concret prezintă două, dar la modul general spune că au fost foarte multe. Dar nu le remarcă, nu le afirmă ca și sinopticii, adică Matei, Marcu și Luca. El spune numai despre vindecarea din 4 cu 4, 7 și din, 6 cu, din 5 cu 1. Dar în 6 cu 2 face următoarea afirmație. O mare mulțime de oameni îl urmau, pentru că au văzut semnele, semnele înseamnă minunile, supranaturalul, miracolele, pe care le făcea Domnul cu cei bolnavi. Dar El nu spune decât două. Privind la capitolul 6 din care am citit în această zi, vreau să observăm câteva lucruri. Capitolul 6 începe cu un moment în care Domnul își învăța ucenicii pe munte. Și dintr-o dată o foarte mare mulțime de oameni, 5.000 de bărbați, dar cu ei erau și femei, nu foarte multe, și copii, nu foarte mulți. Probabil că erau 6-7.000 de oameni. 5.000 erau numai bărbați. În general, Biblia numără bărbații. Vorbește despre faptul că ei se nasc, rostește numele lor. Biblia oferă întâietate bărbatului. Îl prezintă ca fiind făcut primul și ca fiind capul femeii, ca fiind capul familiei. Ei bine, în momentul în care Domnul avea părtășie cu ucenicii să instruindu-i în cele sfinte, mulțimea aceasta de mii de oameni veneau spre ei. Era ca un nor mare de oameni. Și în momentul în care Domnul Isus îi vede, pune o întrebare, dar rolul întrebării era unul didactic, pedagogic. Domnul n-a pus întrebarea să primească răspuns și să provoace gândirea lor. A vrut să încerce, spune Biblia, că el, avea, el știa ce are de gând să facă, să soluționeze problema. Dar pune o întrebare ca să vadă ce e în mintea lor și îi întreabă, dragii mei, ce le dăm la oamenii ăștia să mănânce? Era toată valea plină de oameni. Și Filip cu Andrei iau cuvântul. De ce Filip cu Andrei? Filip cu Andrei erau singurii dintre cei 12 care aveau nume grecești. În jurul mării pe care ei erau, erau 10 orașe grecești și ei își desfășurau activitatea în general acolo. Evident că ei cu nume grecești iau bine limba greacă, cunoșteau bine obiceiurile și erau reprezentanții grupului care se descurcau bine. Filip cu Andrei, datorită specificului lor, erau într-un fel acasă, de aceea ei, ei iau cuvântul. Și fiecare își declară neputința spunând ce putem să facem la 5.000 de oameni. Din 200 de lei, Câtă pâine să luăm? Că n-ajunge la fiecare câte o bucățică. Andrei remarcă că e acolo un copilaș care are 5 pâini și 2 pești. În limba ebraică, cuvântul acesta folosit, tradus de Cornilescu Copil, se, se poate folosi pentru trei persoane. Se poate folosi pentru copil, se poate folosi pentru rob și se poate folosi pentru o femeie. Cornilescu a, a ales cuvântul copil. Foarte probabil că a fost copil, dar e mai greu să credem că a fost un copil pentru că ce mamă și-ar fi lăsat un copil să vină așa de departe singur și să poarte și cinci pâini și doi pești. Lucrul acesta însă nu este așa de important. Important este că Domnul Isus Hristos organizează hrănirea acestor oameni într-un mod miraculos și este primul miracol din capitolul 6. Domnul Isus ne spune că le-a spus să stea pe iarbă. Sunt așa de impresionat de politețea Fiului Lui Dumnezeu. Întotdeauna am încercat să remarc acest spirit de mare politețe, de mare altruism, un suflet așa de bun și de frumos. Nu s-a răstit la ei, nu i-a întrebat de ce n-au adus pâine cu ei, cum de sunt așa de irresponsabil, ci pur și simplu le-a spus, luați loc pe iarbă. S-a gândit la faptul că n-ar fi bine să stea în picioare atâta timp, erau mulți la număr, și Biblia remarcă că Iisus a văzut că acolo era multă iarbă. Mă îndoiesc că le-ar fi spus să stea jos dacă nu era multă iarbă. Lucrurile astea nu sunt spirituale, dar demonstrează caracterul lui. Noi ne uităm doar la rugăciunea Domnului Iisus, dar la caracterul, lui, la caracterul lui nu ne uităm. Să nu vă supărați, dar și cu noi facem la fel. Uneori ne uităm la rugăciunea noastră, dar nu ne uităm la caracterul nostru. Să știți că caracterul este de-a dreptul important pentru Domnul Iisus. Și musulmanii se roagă. Dar să știți că se urcă în avioane și intră în blocuri, n-au caracter. Dacă rugăciunea nu ne, nu ne duce la o asemănare cu Domnul Isus, rugăciunea poate deveni un ritual care nu-și atinge scopul. Nu vreau să subapreciez rugăciunea, ci vreau să explic care este scopul ei. Că se poate face și fără scop. Priviți, vă rog, că Domnul Isus organizează totul și implică pe ucenici să lucreze împreună cu el. Așa de ușor ar fi fost lui să rezolve singur toată problema. Dar îi invită să lucreze împreună cu el pentru că vrea să-i învețe slujirea. Domnul n-a folosit doar teologia. Nu le-a umplut mințile cu idei. Pentru că s-ar fi mândri că deștepți. Domnul le-a arătat practic și practic i-a pus la treabă. I-a ucenicizat, nu doar i-a teologizat. Metoda vremii noastre e teologia, nu ucenicia. Noi nu avem nicio relație cu profesorul de la școală care ne învață. Vine și face treaba și pleacă. Și ieșim în pauză plin de mândrie că suntem inteligenți. Domnul a știut să aplaneze această extremă din mintea oamenilor pregătiți. Observați că Domnul îi hrănește și în momentul în care îi hrănește, dintr-o dată oamenilor li se aprinde un bec în minte și ei recunosc următorul lucru. Noi suntem niște oameni cu un stil de viață modest. Nu avem resurse de hrană, dar iată aici pe prorocul, așa spune cuvântul, așa ne spune Evanghelia. Oamenii aceia când au văzut minunea pe care o făcuseră Iisus, a zis, cu adevărat acesta este prorocul. Și Isus a plecat din mijlocul lor pentru că știau că urmează ca ei să-L facă rege. Dar de ce doreau să-L facă rege? Păi un rege care îți dă pâine pe gratis, cine n-ar vrea să aibă? Nu tu taxe? Nu tu impozit, nu tu responsabilități, stați pe iarbă și poftiți. Așa, da rege. Oamenii aceștia, 5.000 la număr, și-au imaginat că de astăzi înainte se poate schimba istoria vieții lor. Și o pot duce bine pentru că Iisus rupe o pâine și mănâncă din ea 5-6.000 de oameni. Deci nu e nevoie să mai facem multe. E treaba lui. El face o minune, noi facem o pâine și el o înmulțește. Hai să-l facem rege. El se va ocupa de toate lucrurile, de toate nevoile și vom avea o viață foarte ușoară. Când Hristos și-a dat seama unde se duc ei cu gândul, pur și simplu a plecat dintre ei fără ca ei să-și dea seama. Când într-un loc sunt 5-6 mii de oameni, nu vezi că unul pleacă. De asemenea, Scriptura menționează că se făcea seară și Domnul i-a luat pe ucenici și în Matei 14 cu 22 menționează următorul: i-a silit să urce în barcă și să treacă în partea cealaltă a mării. Marea avea cam 15 km. Biblia ne spune că în timp ce ei treceau marea, cam 15 km, la o depărtare de 25-30 de stadii, adică vreo 5 km, a început furtuna. Undeva la jumătatea mării aproximativ. O furtună care le amenința viața. Și s-au speriat foarte tare. De ce i-a silit? Iisus pe ucenici să se urce în corabie să treacă dincolo. Că dacă ei rămâneau în mijlocul mulțimii, mulțimile i-ar fi convins ca să-L facă rege pe Iisus și le-ar fi băgat și lor în cap perspectiva utilitaristă a lui Iisus. Adică, hai să-L facem rege că ne dă pâine. El n-a venit să dea pâine oamenilor. El a venit să dea mântuire oamenilor. Dar oamenii nu se gândesc niciodată la mântuire. Câte bilete vin la Amvon, fraților, rugați-vă pentru mine să cresc în credință. Niciunul! Toate biletele sunt rugați-vă că-s la picior, rugați-vă că-s la cap, rugați-vă că-s în trup. Trupul e important. Niciunul aici nu este neduhovnicesc. Oamenii nu trimit un bilet la Amvon în care să spună fraților, nu reușesc cu pocăința. Rugați-vă pentru mine să mă maturizez. Nu, asta nu face parte din prioritățile noastre. Sau suntem toți așa de maturi de n-avem nevoie. Însă nevoile noastre se concentrează la serviciu, la pâine, la casă, la datorii. Ăsta este spectrul nostru, ăsta e focusul nostru, pe asta ne concentrăm noi. Să nu vă supărați, suntem urmașii acestor oameni. Le trebuie pâine și dacă au pâine e suficient. Ei nu s-au gândit la mântuire, nici vorbă. Ei nu s-au gândit la iertarea păcatelor, nici vorbă lor le trebuia romanii scoși afară din țară și un rege care să aibă pâine multă. Și Domnul când a văzut că urmează să-l ia cu forța, cu sila spune Biblia, să-l facă rege, a plecat. Că nu-i ușor să stai în fața la o mulțime de 5.000 de oameni ăștia, te sfâșie pentru interesele lor. Dar au știut că vor rămâne ucenicii în urmă și vor face același lucru cu ei. Și ca să nu le bage în cap perspectiva umanistă, materialistă, utilitaristă a... pe care o aveau mulțimile, i-a luat pe ucenici și a spus trebuie să plecați de ce? Repede, 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 urcați-vă în corabie și plecați de aici. Și mulțimile au rămas singure cu dorința lor să-l facă rege și n-au mai putut să-l facă că nu l-au găsit. În timpul nopții au trecut marea, s-a întâmplat furtuna și pentru întuneric Hristos apare lângă corabie. Erau aproape de jumătate, cam la o treime, 5 km a treia parte dintre 15. Și Biblia ne spune că era o furtună foarte mare, marea era întărâtată, nervoasă, mânioasă, agitată. Și a apărut Isus pur și simplu mergând ca pe asfalt. Ucenicii au încremenit. Și Hristos se duce la ei lângă corabie și le spune, să nu vă temeți, eu sunt. Vă aduceți aminte că Dumnezeu Tatăl a spus prima oară lui Moise, eu sunt? Asta înseamnă Iahve. Este rădăcina verbului a fi, de aceea evrei nu foloseau verbul a fi. Ei nu spun eu sunt bărbat, ei spun eu bărbat. Ca să nu i în deșer numele Domnului, pronunțând numele eu, Iahve, eu, eu, Iahve, bărbat. De aceea ei spun eu bărbat, dar nu-mi folosesc rădăcina lui Iahve, ca ei cred că repetând același cuvânt cu numele lui Dumnezeu, iau unde deșert în numele Domnului. Ei bine, Domnul se duce la ei și spune, eu sunt Dumnezeu, să nu vă temeți, eu sunt. N-aveți nicio problemă cu vântul, vântul este în mâna mea. N-aveți nicio problemă cu apa, apa e în mâna mea. Voi aveți probleme cu voi. Cea mai mare amenințare pentru voi sunteți voi înșivă și mentalitatea voastră utilitaristă. Ce înseamnă utilitarism? Utilitarism este un stil de viață care devine de la util. Este util să avem pâine, e util să ne îmbogățim, e util să fim sănătoși, e util, e util. Și atunci pe Hristos îl facem obiectul utilitarismului nostru. Adică, cum avem nevoie de pâine, fuga la el. Cum avem nevoie de bogăție, fuga la el. Cum avem nevoie de vindecare, fuga la el. El pentru asta există ca să fie util pentru noi. Când își deschide gura de mântuire, noi nu înțelegem multe lucruri. Marea problema a celor 5.000 de oameni nu era faptul că le era foame. Dumnezeu i-a creat pe oameni să le fie foame. Ci marea problema a celor 5.000 de oameni este faptul că ei nu înțelegeau că sunt păcătoși, că au nevoie de mântuire și că soluția lui Dumnezeu e în mijlocul lor. Ei înțelegeau că le e foame, că o persoană, un proroc e cu ei și poate să le procure hrană în mod supranatural și pe asta trebuie neapărat să-l facă rege, că dacă îl face rege, îl obligă să stea la dispoziția lor. Cel mai ușor îl pe un om să stea la dispoziția ta, dându-i o poziție. Când ai făcut pe cineva diacon, trebuie să fie aici. E adevărat că astăzi lipsesc mai mulți slujitori. Unul este în țară, în persoana fratelui David, fratele Viorel este bolnav, alți câțiva călătoresc, alții au avut anumite încercări și probleme în familia lor și au rămas aici. Așa se face că nu suntem decât noi. Dar în general, când ai unui om o însărcinare, o slujire, o poziție în biserică, el este acolo că poziția îl obligă să fie acolo. Ei, ei au știut asta și au spus lui Iisus, te facem rege și aici ești și pâine pentru noi. LOR nu le-a trecut prin cap despre mântuire. De aceea Hristos pleacă ca să nu-i deturneze misiunea. El n-a venit aici să dea pâine oamenilor și nici să fie regele lor. Oamenii aceștia, când se trezesc dimineața, realizează că o corabie este în port și Isus nu este acolo. Și și-au imaginat că nu știu cum a ajuns Isus în Capernaum au plecat repede cu niște corăbii care au venit din Tiberiada și au ajuns și ei în Capernaum. Capernaum este pe malul dinspre vest, dinspre Marea Mediterană. Și l-au găsit pe Iisus, ne spune Biblia, și au avut o nedumerire, o întrebare. Și întrebarea este următoare. Când ai venit aici? Priviți, prima, prima minune din uh, Ioan 6 este înmulțirea pâinilor. A doua minune e umblarea lui Iisus pe mare, dar a treia minune tinde să ne scape. Ca să nu ne scape, trebuie să o remarcăm. Uitați care este a treia minune. Versetul 21. Voiau deci să-l ia în corabie și corabia a sosit îndată la țărm. Adică cum a sosit îndată? Ce înseamnă a sosit îndată? I-a pus turbo? Deci corabia era la jumătatea mării. Vine Iisus și când ei îl invită să urce în corabie, Biblia ne spune că Corabia, într-o clipă, a ajuns la țărm. Aceasta este a treia minune. Pur și simplu, Domnul a făcut Corabia nu numai să se liniștească furtuna, ci Corabia, într-o clipă, de la jumătatea mării, să ajungă la, la, la țărmul mării. Ancorarea e a treia minune din textul acesta. În momentul în care oamenii ajung din nou la Domnul Isus. Domnul Iisus profită de pasiunea lor de a-L face împărat și le spune adevăr. Îi confruntă cu problema lor și le spune următorul lucru, mă oameni buni, Ioan, ucenicul meu, crede că voi mă urmați pentru că ați fost impresionați de semnele pe care le-ați văzut de minuni. nu e adevărat, voi nu ați fost impresionați de minuni, voi ați, voi ați fost impresionați de pâine, mă oameni. Ascultați-mă, eu nu am venit să vă dau vouă pâine. Pâinea vă puteți câștiga voi și e bine să vă ruga statul nostru care ești în ceruri. Dă-ne pâinea aceea de toate zilele. Munciți pentru ea. Eu am venit ca să devin împăratul împăraților și să vă dau mântuire. Ascultați-mă. Întotdeauna când vin la voi, fiți pregătiți pentru mântuirea sufletului, nu pentru mâncarea trupului. Și așa începe abordarea aceasta teologică, care începe la versetul 26 și se termină tocmai la versetul 71. Și Domnul vorbește cu ei și din ce în ce mai mult încearcă să le prezinte taina împărăției. Oamenii ăștia gândeau firește, erau băieți buni, dar gândeau firește. N-aveau altceva în minte decât utilitatea vieții, eficiența vieții, necesitățile vieții. E normal să ne îngrijim de ce mâncăm, dar în afară de trup mai avem și suflet. Dacă avem suflet, asta înseamnă că trebuie să ne ocupăm de el. Rugăciunea e un mod de a hrăni, Citirea Bibliei e un mod de a hrăni. Postul e un mod de a hrăni. Închinarea cu sfinții e un mod de a-l hrăni. Dacă nu-l hrănim, moare. Cum se face că avem timp 10, 12, 14 ore să muncim pentru trup și nu avem timp 10, 15 minute să muncim pentru suflet? Cum explicăm noi spiritualitatea noastră pe fondul acestei disproporții îndureroase? Și Hristos se ia pe oamenii aceștia și începe să vorbească cu ei. Și observați, vă rog, că de la versetul 32 până la versetul 40, Domnul Iisus Hristos le spune următorul lucru. Pâinea care v-a dat-o Moise și cu care voi vă lăudați, că este un reper al miracolelor din trecutul vostru. Să știți că a fost necesară pentru trup, v-a trecut foamea, dar pâinea pe care eu vă dau vă mântuiește oameni buni. Eu nu vă dau o pâine pentru trup și în cinci ore să vi se facă foame din nou. Pâinea pe care eu vă dau, vă iartă păcatele, vă împacă cu Dumnezeu, vă deschide cerul, adică raiul, vă introduce în împărăția lui Dumnezeu, vă scrie numele în cartea vieții. Voi înțelegeți asta. Nu vă mai lăudați cu minunea de care au avut parte strămoșii noștri, că nu Moise a hrănit, Dumnezeu i-a hrănit. Moise a fost doar un slujitor prin care s-a manifestat minunea. Dar nu-l mai idolatrizați pe Moise. Când e vorba despre trecut, nu mai pomeniți nume de oameni. Pomeniți numele lui Dumnezeu, că Dumnezeu a făcut, nu oamenii. Și în vorbirea aceasta, Domnul pune în paralel exagerata lor preocupare pentru mâncarea trupului și lipsa lor de preocupare pentru mâncarea sufletului. Frații mei, să știți că același risc există și astăzi. Fiecare dintre noi avem tot timpul de care e nevoie ca să ne câștigăm existența. Dar avem mari probleme cu timpul ca să fim punctuali și să venim la adunare. Aceasta este o mare problemă pentru noi toți. Pentru că suntem foarte aglomerați, suntem strânși cu ușa, avem vise pentru care ziua ar trebui să aibă 50 de ore, nu 24. Așa de mari ne-am făcut visele, încât trebuie să muncim mai mult decât e nevoie, și mai mult decât a proiectat Dumnezeu viața noastră. Și așa se face că noi am devenit robii noștri. Noi ne facem programul, noi. Și așa ne-l facem, încât Dumnezeu ori nu-i prezent deloc, ori e foarte puțin. Pentru noi este nevoie de moise să ne dea pâine, dar noi nu ne gândim așa de des. Duminica când venim la biserică parcă ne trezim și spunem, Doamne, dar acum au trecut șase zile și eu n-am făcut nimic spiritual. Parcă nici n-am fost credincios în aceste șase zile. Așa au fost oamenii aceștia. Pâine, 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 le trebuie un Dumnezeu utilitar, un Dumnezeu eficient, ca pompierii. 911 și într-o clipă e la tine la poartă. Bă, frate, dar cum vine cu dita mai mașina asta așa de repede? Nu știu, dar vine. Și pentru că pompierii sunt utili când ia foc casa, îi chem. Isus este util. Ne trebuie vindecare, ne trebuie pâine, ne trebuie succes, ne trebuie examene să fie luate. Dar Domnul îi confruntă pe oamenii ăștia și le spune, eu nu am venit ca să vă dau vouă succes în viața umană, că fără sau cu succes veți muri mâine pe mine și vă ceți în iad. Eu am venit să vă mântuiesc. Observați ce zic ei când Domnul îi confruntă. Versetul 41. Iudeii cârteau împotriva lui. Nu vi se pare ciudat că oamenii au cârtit împotriva lui Isus Hristos? Nici El n-a să predice. Nici El n-a să vorbească. Nici El n-a știut să spună adevărul. De ce cârteau? Că nu erau de acord cu El, bineînțeles. Dar de ce nu erau de acord cu El? Pentru că perspectiva duhovnicească pe care le-o prezenta Isus era împovărătoare. Ei în mintea lor spuneau, dar nu trebuie să muncim? Dar nu avem timp. Dar ești prea de tot așa credeau ei, că Domnul este prea de tot, care are poveri prea mari, că exagerează și cârteau. Domnul Iisus începe din nou să vorbească și de la versetul 43 vorbește până la versetul 51 și le explică că ei au nevoie de mântuire. Domnul le spune, părinții voștri au mâncat pâinea pe care o căutați, dar au murit. Ei, eu vă dau o pâine și nu mai muriți din pâinea aceasta. Aveți nevoie de ea. Eu am venit să vă dau viață. E în interesul vostru. Eu vreau să vă conduc la viață veșnică. Eu vreau să vă deschid cerul. Eu nu vreau să vă împovărez. Eu vă vreau binele când vă spun să vă rugați. Pentru că atunci când voi vă rugați, vă rugați spre binele vostru. Voi câștigați dacă vă rugați. Prioritățile voastre spirituale vă vor transforma în niște sfinți ai lui Dumnezeu, nu în niște materialiști. Și Domnul le tot spune despre lucrurile acestea. Și versetul 52 ne spune o a doua reacție a oamenilor. La auzul acestor cuvinte, iudeii au început să se certe între ei și ziceau: "Cum poate omul ăsta să ne spună că noi trebuie să mâncăm trupul lui ca pe o pâine, după cum am mâncat pâinea când a căzut din cer sub formă de mană. Prima lor contestație era următoarea. Cum zice el că vine din cer? Că noi știm pe părinții lui, Iosif și Maria, de aici, de la noi, din zonă. E ca și cum eu vin în fața dumneavoastră și spun, fraților, eu m-am născut venind din cer. Și unul dintre dumneavoastră a copilărit cu mine în sat și spune, băi, Luigi, cum o tata ai venit din cer? N-am fost noi la școală amândoi. Nu știu eu că mama ta e Maria și tai că toi Florea? Ce tot vorbești? Ei, oamenii ăștia îi cunoșteau pe părinții lui Isus. Și au spus, cum pretinzi tu că tu vii din cer când tu te-ai născut din Maria și din Iosif? Tu nu ești Dumnezeu pentru noi, tu ești vecinul nostru, tu ești consăteanul nostru, tu ești concitadinul nostru. Ascultați-mă, de la un om căruia nu-i atribui autoritate spirituală, nu ești pregătit să primești nimic. Dacă îl vezi la același nivel cu tine, atunci nu are ce să te învețe. Marea lor problemă este că nu i-au acordat Domnului autoritatea pe care o avea și nu l-au văzut cum de fapt era Dumnezeu întrupat. S-au raportat la el ca la vecinul și nu au fost dispuși să asculte predica. Și ori de câte ori le predica, ei se simțeau ofensați și de-abia așteptau ca el să termine. În versetul 52 se întâmplă același lucru, numai cu o diferență. Unii dintre ei încep să creadă, pentru că cei care au crezut au început să se certe cu cei care n-au crezut. Au fost unii care pur și simplu au crezut cuvântarea lui, adică trebuie să mâncați trupul meu, că e o pâine, pâinea vieții, pâinea veșnică și trebuie să beți sângele meu pentru că este o băutură duhovnicească. Evident, nu se referea la trupul biologic și nu se referea la pur și simplu de a de a amesteca și de a hrăni trupul Domnului. Era o vorbire simbolică, era o vorbire duhovnicească care se reflectă în cina Domnului, în ceea ce noi facem astăzi. Noi mâncăm trupul Domnului, dar trupul Domnului nu e biologic, ci este simbolul trupului Domnului într-o azimă făcută din făină. Și noi bem sângele Domnului, dar nu-i sângele lui biologic, ci este un simbol al sângelui, adică rodul viței. Asta a spus Domnul Isus. Ori nu poate să se împărtășească cineva care nu s-a pocăit și care nu s-a botezat. Pentru că un om e mântuit potrivit învățăturii pe care Biblia o spune în Marcu 16 cu 16. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Cine crede și se botează, va fi mântuit. Așa spune Sfânta Evanghelie. Noi avem un reper, nu avem nevoie de teologiile noastre. Biblia spune când suntem mântuiți, când credem și când ne botezăm. Domnul Isus Hristos le mai oferă o șansă și începe din nou să le vorbească. Și începând cu versetul 53, Domnul reia discuția până la versetul 58, cu același scop să le explice de ce au nevoie să mănânce trupul lui și să bea sângele lui ca să se identifice cu el. Ei n-au nevoie doar de un rege, căruia ei îi dau impozit. Odată pe lună îi dă impozii la stat cu care e întreținut regele și familia regală, și cu asta a scăpat de el. Dar el se îngrijește de nivelul de trai al cetățenilor. Un astfel de regele trebuia lor. Ei aveau de gând să trăiască mult și bine pe pământ. Ei nu s-au gândit la cer. Ei s-au gândit la o viață bună pe pământ. Atât de bună încât probabil că nu se va sfârși vreodată. Și Domnul vine și le spune: Eu vreau să vă ofer ceva ce vă dă viață veșnică. Că părinții voștri au mâncat mană de la Moise, dar voi nu știți că au murit. Asta vreți să fie istoria vieții voastre. Când muriți să se termine totul, există viață veșnică. Pregătiți-vă pentru ea. Identificați-vă cu Isus Hristos, mâncați-l pe Hristos, beți-l pe Hristos, aduceți-l în voi pe Hristos. Uniți-vă cu Hristos din punct de vedere duhovnicesc. Nu trăiți separați de El. El în casa Lui, voi în casele voastre. El cu treaba lui, voi cu treburile voastre. Amestecați-vă cu el. Pur și simplu. Și observați ce se întâmplă în versetul 60 și 61. Este greu de crezut ce se întâmplă. Nu iudeii, ucenicii Domnului Isus Hristos spun următorul lucru. Ne pare rău, ai întrecut măsura. Ai văzut că ăștia cârtez de când vorbești. Noi nu am cârtit că noi înțelegem ce spui dar acum nici noi nu mai înțelegem ce spui. E prea de tot. Fraților, nu vi se pare prea de tot când vi se spune că nouă nu-i nouă jumate? nu așa că uneori vi se pare prea de tot și afirmația aceasta pur și simplu vă râcâie? nu așa? nu așa că e prea de tot să vii și joia la biserică? nu e așa? nu e așa că și lista poate continua? nu e așa în familie responsabilitățile de soți creștini? nu e așa? soție creștină, copil creștin. Nu e așa că vestimentația n-ar trebui să pună în evidență păcatul din noi și neprihănirea din noi. Nu e așa că nu pastorul trebuie să se ducă la o soră și să-i spună cât de lungă ar trebui să fie rochia? Și tot evită să se ducă că e jenant și pentru el și pentru ea? Nu e așa? Așa este. Dar toate lucrurile acestea au ajuns în generația noastră să fie prea de tot. De ce? Pentru că ne trebuie rege și pâine. Stimat popor al Domnului, noi nu trăim veșnic în existența aceasta. Mâine, poi mâine, o să ne punem mâinile pe piept. Și dacă n-am avut sufletul mântuit și dacă nu ne-am maturizat și dacă n-am trăit pocăința așa cum știm că trebuie trăită și dacă nu ne-am vândut nouă înșine sau, sau visurilor noastre de a deveni extraordinari și semnificativi, făcându-ne timp pentru suflet, atunci credeți-mă că mântuirea noastră este pusă în risc ucenicii au ajuns să spună, ești prea de tot. Și o parte dintre ei l-au părăsit pe Domnul Isus. Dacă ucenicii l-au părăsit pe Domnul Isus, cei mai devotați, oameni care au stat cu el în studii biblice personale și nici ei n-au înțeles, li s-a părut că e prea de tot Domnul când le spune, trebuie să mâncați trupul meu și să bei sângele meu. Și o parte dintre ei pleacă. Nu mi se pare alt loc mai dureros și un faliment mai mare în toată istoria Domnului Isus Hristos decât locul ăsta din Biblie. Să investești trei ani și jumătate într-un om, să-i explici cu deamănuntul și Domnul a știut să explice și omul acela să te părăsească aproape de finalul misiunii pentru că îi se pare că ești prea de tot. Cât de firești a trebuit să fie ucenicii de n-au acceptat nici mustrarea din partea Mântuitorului? Dacă îi mustra un apostol sau un predicator simplu ca mine, probabil că era greu să mai scap cu viață s-au supărat pe Domnul pentru că le-a cerut credincioșie și ascultare. Poate un om să ajungă atât de rău? Experiența Bibliei ne spune da. Dar nu un om din lume, ci un om care ascultă predica poate să ajungă așa de rău. Să îi se că Dumnezeu pretinde prea mult de la el. El nu se vede un rob al lui Dumnezeu, nu se vede trăin pentru onoarea lui Dumnezeu, el are agenda lui și în momentul în care Domnul întrece măsura amestecându-se în agenda lui, atunci el este iritat și nervos. Sunt aceștia oameni din împărăția lui Dumnezeu? Rămâne să răspundeți dumneavoastră fiecare în conștiința interioară. Domnul se duce la cei care n-au plecat și le pune o întrebare. Voi care ați rămas, voi nu plecați? Și ei spun, ca de obicei, evreii răspund cu întrebări. Știți cum răspunde Petru? o întrebare. Unde să ne ducem? Dragul meu, te-ai duce, dar unde să te duci? Astăzi de dimineață, în timpul rugăciunii, am avut o experiență care mi-a adus aminte de copilăria mea spirituală. După ce m-am bucăit la 21 de ani, am cunoscut la câțiva ani după pe un bătrân care a devenit părintele nostru spiritual. A fost cel mai integru om pe care eu l-am cunoscut în viața mea. Și ori de câte ori se apleca la rugăciune, aproape că nu atingea, genunchii cu, nu atingea pământul cu genunchii, că pur și simplu începea să plângă. Aveam 23-24 de ani aproximativ, mă uitam la el și nu puteam să-mi imaginez ce are de plânge toată ziua. Nu puteam să înțeleg. Eram tânăr, de câțiva am căsătorit, nu mă durea nimic nu aveam nicio responsabilitate aproape, numai ce începuseră și nu știam ce motive are un om să plângă. Mă uitam la el și nu l-am înțeles. Au trecut 30 de ani aproape și pur și simplu am început să-l înțeleg. Pentru că atunci când te pleci pe genunchi, după ce treci prin viața aceasta și te lasă ba una, ba alta, că doar când cinci astăzi, când cinci mâine, mai ai nevoie când de o operație, când de alta mai se ceartă încă un copil, se mai ceartă încă o rudă și toate sunt pe umerii tăi, o povară aproape insuportabilă. Povara copiilor, povara nepoților, povara relațiilor lor. Mama niciodată nu va putea să părăsească statutul ei de mamă. Atâta cât trăiește, ea va fi mama copiilor ei, chiar dacă ei sunt căsătoriți la rândul lor și au copii. Tatăl niciodată nu va putea să fugă de această poziție a lui de tată. Și apar bolile, apar necazurile, apar frământările, apar crizele, apar poverile, apar neputințele. Și ori de câte ori te apleci înaintea lui Dumnezeu. Cu toate experiențele astea are urmele pașilor lui în trecutul tău. Primul lucru pe care simți că trebuie să-l faci este să dai drumul la lacrimile astea să curgă, pentru că în ele este mesajul recunoștinței tale pentru el. De 50 de ani, Dumnezeul acesta nu s-a săturat de mine. De 60, de 70 de ani pentru unii dintre noi. Dumnezeul acesta nu s-a săturat de noi. Aproape niciodată n-am meritat să ne asiste, să ne ajute, să ne asculte și să țină cu noi. Dar de fiecare dată a fost prezent în necazul nostru, în suferința noastră. Și ori de câte ori ne aplecăm pe genunchi, atâta recunoștință este aici, în Sufletul ăsta de om încât întotdeauna ea se exprimă și vărsând lacrimi în cinstea lui. Este sentimentul acela de admirație înaltă, superlativă, divină, pe care îl poate aprinde scânteia de recunoștință din viața unui om. Când ești tânăr, te lupți cu superficialitatea. Când ești bătrân, te lupți cu alte lucruri. Viața întotdeauna are adversari. În încheiere, estimații mei, aș vrea doar să vă spun că Domnul Iisus Hristos întreabă, nu v-am ales eu pe toți? De ce unii acceptați ce spun eu și alții nu? De ce pentru unii dintre voi cuvintele mele sunt dulci și importante, iar pentru alții indiferente și respingătoare? Nu v-am ales eu pe toți. N-ați fost voi toți cu mine? De ce reacția voastră la Evanghelia mea e diferită? De ce reacția voastră la predica mea e diferită? De ce, de, ce chemarea, de ce reacția voastră la chemarea mea este diferită? Și promisiunea cu care încheie regele, repetându-se de patru ori în capitolul ăsta pe care l-am citit.